Vă spun bună dimineața și pacea Domnului în această zi sfântă de Sabat Sfânt. O zi foarte frumoasă. În această dimineață, acolo unde sunt cazat, în casa și familia prietenilor mei, dis de dimineață, întrezărând și văzând așa razele de soare, am spus astăzi, nu avem nicio scuză să nu participăm la închinare împreună într-o adunare sfântă spre slava și onoarea lui Dumnezeu. Amin. Sunt sigur că sunt frați și surori care din diferite motive neștiute de noi, dar cunoscute de Dumnezeu, nu au putut să fie alături de noi în această ocazie și dorim ca pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu să se reverse și peste ei, acolo unde se găsesc. Am vrea să transmitem un salut călduros, frățesc, fraților și prietenilor noștri de adevăr care ne urmăresc în această dimineață prin transmisiune directă din locul acesta, fie ca bunul Dumnezeu să vă încurajeze, să vă îmbărbăteze și să vă aducă mai aproape de Mântuitorul în aceste clipe solemne în care trăim. Mă bucur încă o dată să vă văd pe fiecare dintre dumneavoastră. Nu a trecut mult timp de când nu ne-am văzut, dar să știți că, deși am fost departe unul de altul, în inimă am fost prezenți. Și Domnul să ne facă bucuria ca într-o bună zi cu toții să fim în împărăția Sa. Amin? Amin. Începând de aseară, prin Harul lui Dumnezeu, am început să punem o temelie pentru ceea ce vom studia mai departe în sabatul acesta și sub genericul Iisus, prietenul păcătoșilor, aș vrea să vă invit încă o dată să deschidem Biblia în cartea Luca, la capitolul 15. În acest sabat vom medita asupra cuvântului Dumnezeu și ne vom adânci privirile în dreptul unor parabole rostite de Domnul Iisus Hristos. Sunt sigur că fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin, am meditat măcar o dată în viață la aceste cuvinte pe care le-am citit, însă prin Harul lui Dumnezeu, cu ajutorul Sfintelor Scripturi, dorim să descoperim lucruri vechi și noi, din visteria cuvântului și în această ocazie să fim îmbogățiți prin Sfântul Cuvânt. Luca, capitolul 15, și vom citi încă o dată de la versetul 1. Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu ați fost aseară alături de noi și poate care nu ați urmărit prezentarea de aseară, vă îndemn să ascultați în așa fel încât să puteți înțelege mai bine contextul în care vom studia aceste parabole. Luca 15, de la versetul 1, Biblia spune: toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. În studiul nostru de aseară am adresat această întrebare: de ce vameșii și păcătoșii aceste categorii de oameni care nu puteau fi atinse în servicii de închinare în templu. Aceste categorii de oameni care erau disprețuite și marginalizate în zilele Domnului Iisus Hristos se simțeau totuși atrase de prezența Domnului Iisus. Și spuneam noi, motivul pentru care acești oameni se simțeau bine în prezența Mântuitorului nu era pentru că Hristos scuza păcatele lor. Domnul Hristos nu îi încuraja în a continua în stilul lor de viață nelegiuit și păcătos. Dar spre deosebire de cărturarii și fariserii acelui timp, Domnul Hristos în același timp manifesta compasiune, manifesta milă, iubire și oferea speranță acelor care erau robi păcatului. Este un lucru deosebit de important, frații mei. Ca în predicarea cuvântului Dumnezeu să învățăm de la marele învățător, Domnul Iisus Hristos,
care nu numai că mustra păcatul cu lacrimi în ochi, dar în același timp le prezenta oamenilor viziunea cerului și îi ajuta prin cuvinte bine așezate în inima oamenilor să înțeleagă că ei sunt de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Ei pot fi departe de Dumnezeu în sens spiritual, dar nici de cum nu sunt departe de inima Tatălui Ceresc. Fiecare om de pe pământul acesta își are un loc bine definit, un loc prețios în inima lui Dumnezeu. Însă la această remarcă și la această batjocură din partea cărturarilor și fariseilor, Domnul Hristos s-a gândit să răspundă și prin parabolele care au fost prezentate, Domnul Hristos intenționa să facă ceva. Mai întâi de toate, nu dorea să-i pună pe cărturarii și fariseii acelui timp într-o poziție denigratoare, să nu îi pună într-o poziție în care inima lor să se împietrească. Pentru că Hristos ar fi putut să le adreseze un mesaj direct și o mustrare directă. Dar așa cum subliniam și aseară, Domnul Iisus era interesat și de mântuirea lor. Chiar dacă avea o atitudine nesfântă, o atitudine nepotrivită față de aceia care erau pierduți în lume. De aceea spune Biblia în Luca 15 de la versetul 3, Biblia spune așa: dar el le-a spus pilda aceasta. Deci aceste pilde pe care le vom studia cu ajutorul lui Dumnezeu în acest sabat nu erau decât un răspuns al Domnului Iisus față de atitudinea manifestată de cărturari și de farisei. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? Și după ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Această parabolă a oii pierdute este prima parabolă prezentată de Domnul Hristos ca răspuns la acea atitudine desprețuitoare manifestată de cărturari și de farisei. Ni se spune că la momentul în care Iisus Hristos a fost întâmpinat cu această atitudine, în fața oamenilor erau turme de oi. Erau păstori și oi. Ba mai mult decât atât, între ascultătorii Domnului Iisus Hristos erau oameni care investeau sume de bani într-un business, într-o afacere, în animale. Unii aveau turme de oi, alții aveau turme de capre și așa mai departe. Și de aceea, în timp ce această imagine era prezentă înaintea oamenilor, Hristos a gândit să vorbească într-un limbaj care avea să rămână pentru totdeauna în mintea lor. Domnul Hristos a făcut o legătură între ceea ce era prezent în fața ochilor lor și prin cuvinte bine așezate, Hristos a prezentat lecții spirituale care n-aveau să fie uitate niciodată. Marele învățător, Domnul Iisus Hristos. Ei bine, parabolele acestea, rostite de Domnul Iisus, sunt strâns legate cu imagini prezentate în Vechiul Testament. De altfel, în momentul în care cărturarii și fariseii au auzit aceste cuvinte, ei ar fi trebuit să-și aducă aminte, ca studenții ai Sfintelor Scripturii, a unor pasaje din Vechiul Testament care prezentau pe copiii lui Dumnezeu în imaginea unei turme de oi. Haideți să deschidem Biblia. Mergem în cartea Ezechiel la capitolul 34. Ezechiel, capitolul 34, învățăm despre Iisus, prietenul păcătoșilor. În ocazia aceasta vom învăța lecții din parabola oii pierdute.
Cartea Ezechiel, capitolul 34, vrem să citim împreună de la versetul 1. Ezechiel 34, de la versetul 1, Biblia spune: Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, prorocește împotriva păstorilor sufletești a lui Israel. Prorocește și spune-le lor, păstorilor. Știți că astăzi avem cuvântul pastor în biserică. Cuvântul acesta pastor își are originea în acest termen folosit în Vechiul Testament, când peste copiii lui Dumnezeu, responsabilii spirituali, erau numiți păstori. Noi citim și termenul acesta preot, învățător, cărturar. Dar în mod deosebit Dumnezeu subliniază în imaginea aceasta frumoasă biserica lui Dumnezeu asemănată cu o turmă, iar cei care erau responsabili de bunăstarea, de protecția turmei lui Dumnezeu erau numiți păstori. Aici citim despre păstorii sufletești ai casei lui Israel. Spune: Fiul omului, prorocește împotriva păstorilor sufletești al lui Israel. Prorocește și spune lor, păstorilor, așa vorbește Domnul Dumnezeu: Vai de păstorii lui Israel, care se pasc pe ei înșiși. Nu trebuie păstorii să pască turma? Voi mâncați grăsime, vă îmbrăcați cu lână, tăiați ce este gras, dar nu pașteți oile. Iar această situație este descrisă aici în Vechiul Testament. Ezechiel prezintă această situație pentru că exact așa se întâmpla. Erau niște păstori sufletești, niște responsabili spirituali peste turma lui Dumnezeu, care în loc să aibă în atenția lor în plin plan binele turmei, în loc să pască turma, să hrănească turma, ei profitau de pe urma turmei. Și aici, în cuvinte, vă las pe dumneavoastră să faceți paralelă în mintea dumneavoastră cu vremurile acestea moderne în care noi trăim. Pentru că Biblia spune: voi mâncați grăsime, vă îmbrăcați cu lână, tăiați ce este gras. Cu alte cuvinte, acești oameni profitau de pe urma turmei, câștigau de pe urma turmei, dar puțin le păsa de turmă. În lumea noastră modernă, în creștinism în general, există o categorie de televangeliști, în mod special în Statele Unite ale Americii, dar acest lucru a luat amploare și în Europa și nu numai, unde oamenii au ajuns asemenea unor împărați în biserici. Binecuvântările materiale de care au parte și poziția înaltă în societate și nu numai de care au parte, însă din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al hranei spirituale care este oferită turmei, este jalnică. Bisericile acelea se găsesc într-o mare foamete spirituală. Și dați-mi voie să vă spun, frații mei, din nefericire, să nu credeți dumneavoastră că acest lucru nu se întâmplă și în mijlocul poporului Dumnezeu astăzi. Pentru că aceste cuvinte erau rostite de Dumnezeu nu în dreptul celor care erau din neamul filistenilor. Aceste cuvinte nu erau rostite în dreptul responsabilor spiritual din Babilon, ci Dumnezeu prezintă această imagine în contextul poporului său. Fiți atenți ce spune Biblia mai departe. Versetul 4: Voi nu întăriți pe cele slabe, nu vindecați pe cea bolnavă, nu legați pe cea rănită, n-aduceți înapoi pe cea rătăcită, nu căutați pe cea pierdută, ci le stăpâniți cu asuprire și cu stăpânire, cu asprim. Zice: astfel ele s-au risipit, pentru că n-aveau păstor, au ajuns prada tuturor fiarelor câmpului și s-au risipit. Turma mea rătăcește pe toți munții și pe toate dealurile înalte. Oile mele sunt risipite pe toată fața țării și nimeni nu îngrijește de ele, nici nu le
caută. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune motivul pentru care poporul meu se găsește în această stare. Motivul pentru care oamenii sunt bolnavi spiritual. Motivul pentru care oi spirituale, vorbind despre copiii lui Dumnezeu, mor spiritual, este din cauza lucrării pe care voi o faceți păstorilor. Turma mea este risipită datorită atitudinii voastre. Pentru că n-aveți nici cea mai mică dorință în privința mântuirii lor. Și Dumnezeu continuă mai departe și spune, vai de voi, frații și surorile mele, știați dumneavoastră că este un lucru foarte solemn de a fi slujitor al lui Dumnezeu într-o vreme ca aceasta. Dumnezeu amintește de câteva ori în pasajul acesta, vai, vai de voi, vai de voi, pentru că în cele din urmă Dumnezeu va răsplăti lucrarea fiecăruia. Priviți ce spune Biblia. Versetul, haideți să citim de la versetul 7. De aceea, păstorilor, ascultați cuvântul Domnului. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, pentru că oile mele au ajuns de jaf și sunt proada tuturor fiarelor câmpului din lipsă de păstor, pentru că păstorii mei n-au nicio grijă de oile mele, ci se pășteau numai pe ei înșiși și nu pășteau oile mele. De aceea, păstorilor, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, am necaz pe păstori. Îmi voi lua înapoi oile din mâinile lor. Nu-i voi mai lăsa să-mi pască oile și nu se vor mai paște nici pe ei înșiși, ci îmi voi izbăvi oile din gura lor și nu le vor mai sluji ca hrană. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, mă voi îngriji eu însumi de oile mele. Și le voi cerceta, cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate, așa voi cerceta eu oile și le voi strânge din toate locurile pe care au fost risipite în ziua plină de nori și de negură. Le voi scoate dintre popoare, le voi strânge din felurite țări și le voi aduce înapoi în țara lor, le voi paște pe munții lui Israel, de-a lungul râurilor și în toate locurile locuite ale țării. Le voi paște pe o pășune bună și stâna lor va fi pe munții cei mai înalți al lui Israel. Acolo se vor odihni într-un staul plăcut și vor avea pășuni grase pe munții lui Israel. Eu însumi voi paște oile, eu le voi aduce la odihnă, zice Domnul Dumnezeu. Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită, voi întări pe cea slabă, dar voi păzi pe cele grase și pline de vlagă, vreau să le pas cum se cade. Și voi, oile mele, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată voi judeca între oaie și oaie, între berbeci și țapi. Observați dumneavoastră, Dumnezeu spune oile acestea care erau un simbol al poporului Dumnezeu. Oile acestea care fuseseră risipite, împrăștiate, datorită neglijenței păstorului, Dumnezeu spune, eu însumi îmi voi strânge oile mele. Eu însumi voi lucra și voi aduce ceea ce este pierdut, risipit. Voi ajuta pe cea bolnavă, pe cea rănită. Dar observați ce spune Dumnezeu mai departe, frații mei. Dumnezeu spune că va judeca între oaie și oaie. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, eu voi fi acela care voi judeca între copilul meu și copilul meu și voi arăta cu adevărat cine sunt oi adevărate, cele care au ascultat glasul meu și cine sunt acei membri ai bisericii care n-au fost aduși în staul de mine, ci de vrăjmașul. Priviți ce spune Biblia mai departe. Voi, oile mele, versetul 17, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată voi judeca între oaie și oaie, între berbeci și țap, este prea puțin pentru voi că pașteți în pășunea ce bună de mai călcați în picioare și cealaltă parte a pășunii voastre? Că beți o apă limpede de mai tulburați și pe cealaltă cu picioarele? Și oile mele trebuie să pască apoi ceea ce ați călcat voi cu picioarele voastre și să bea ceea ce ați tulburat voi cu picioarele voastre. Cu alte cuvinte, erau niște așa numiți copii ai lui Dumnezeu care susțineau că ei sunt poporul lui Dumnezeu care călcau în picioare
iarba. Vorbim despre lucruri spirituale, care călcau în picioare apa care trebuia de băut. Și de aceea Dumnezeu spune să nu credeți că eu nu văd. Va veni un timp când voi judeca între oaie și oaie. Voi arăta cu adevărat cei care sunt copii ai mei. Frații mei, am o întrebare pentru dumneavoastră în această dimineață. Înțelegeți dumneavoastră, în contextul a ceea ce noi am citit, că nu este suficient să ne numim oaie în staul lui Dumnezeu și să ne gândim că noi, dacă suntem membri ai bisericii, suntem cu adevărat mântuiți? Departe de mine gândul acesta să înțelegeți că nu este important. Nu! Sunt membru în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Dar vreau să vă spun, frații mei, că nu este suficient lucrul acesta. Dumnezeu ne spune că va veni un timp când va judeca și va arăta cu adevărat care este atitudinea noastră față de hrana păstorului cel bun. Care este atitudinea noastră față de pâinea vieții și față de apa vieții. Și Biblia ne spune că El, păstorul cel bun, își va strânge toate oile risipite, își va strânge oile persecutate, își va strânge oile acelea care au nevoie de ajutor și va fi o turmă și un păstor, spune Sfânta Scriptură. Și de aceea, când Biblia ne spune în Luca la capitolul 15, când Iisus a adus înaintea cărturarilor și fariseilor această imagine a oilor, Iisus Hristos spunea: cine dintre voi, dacă are 100 de oi, oile erau în față și puteau să vadă ceea ce spunea Domnul Iisus, grija păstorului față de oi, dar în același timp, ca studenți ai Bibliei, ca studenți ai Cuvântului Dumnezeu, în mintea cărturarilor și fariseilor ar fi trebuit să răsune pasajul din Ezechiel. Ar fi trebuit să-și aducă aminte cuvintele lui David din Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Ar fi trebuit să-și aducă aminte de David, care este folosit chiar aici în Ezechiel capitolul 34, un exemplu al păstorului adevărat. Cum David alerga după leu și după urs, când o oaie era luată, îl lovea și îl omora, cu prețul vieții intervenea pentru ca oaia aceea să fie salvată. Dar nu aceasta era atitudinea liderilor spirituali, nici din vremea lui Ezechiel, nici din vremea Domnului Iisus Hristos, ci era doar un profit. Era un profit. Ia ascultați ce spune Biblia. Mergem în cuvântul lui Dumnezeu în Matei la capitolul 9. Am citit în Ezechiel că sub lucrarea acestor lideri spirituali, oile erau risipite și împrăștiate. Matei capitolul 9. Matei capitolul 9. Cum era în zilele Domnului Hristos? Matei capitolul 9 de la versetul 35. Priviți ce spune Biblia aici. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele sau mulțimile, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-aveau păstor. Deci n-aveau responsabil pe care să răspundă și să se îngrijească de binele spiritual al copilului Dumnezeu. Nu erau preoți și mare preot, nu erau cărturari și farisei, fruntași ai sinagogii în zilele Domnului Iisus Hristos. Erau, frații mei. Dar la fel ca în zilele lui Ezechiel, în loc să aibă o povară pentru turmă și în mod special pentru cei care erau slăbiți, bolnavi, răniți și așa mai departe, ei se pășteau pe ei înșiși. Uite ce spune Biblia. Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Inima Domnului Iisus Hristos era umplută de milă și de durere când vedea poziția în care se găseau copiii lui Dumnezeu. Atât de mulți oameni cu probleme, atât de mulți oameni îndurerați,
atât de mulți oameni care nu știau cum să mai răzbată cu problemele din viața lor și din familia lor. Și cu toate acestea, nu era nicio ureche dispusă să asculte. Iar cei care arătau că sunt dispuși ca să asculte, nu de puține ori, sau de cele mai multe ori făceau numai pentru a obține ceva, un profit. Învățătorule, se face bine, este bine să cauți, să-l ajuți pe omul acesta, pentru că ne-a ajutat cu templul. Numai cumva să obținem ceva de la oameni, numai să câștigăm ceva de la oameni. Aceasta era atitudinea păstorilor spirituali din zilele Domnului Hristos. Și cu toate acestea, cu asuprire, cu asprime, stăpâneau peste popor. Și oamenii aveau nevoie de un exemplu a unui slujitor adevărat. Când vă gândiți la Domnul Iisus Hristos și la lucrarea pe care El a făcut-o pe pământ, vă aduceți aminte că la un moment dat Hristos a spus despre El însuși că El este păstorul cel bun? Deschideți, vă rog, Biblia în Ioan la capitolul 10. Ioan capitolul 10 și vrem să citim împreună de la versetul 1. Cunoașteți pasajul acesta, dar nu știu câți dintre noi înțelegem contextul în care Hristos a rostit aceste cuvinte. Priviți ce spune Biblia. Versetul 1. Adevărat, adevărat vă spun, că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tălhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui, el își cheamă oile pe nume și le scoate din staul. Și după ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor. Oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat vă spun, că eu sunt ușa oilor. Toți cei care au venit înainte de mine sunt hoți și tălhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa, versetul 11, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Domnul Hristos este păstorul acela profetizat în Ezechiel, care avea să-și strângă oile, avea să le adune oile risipite. O, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori nu am vrut să... Ce să fac? Să vă strâng cum strânge găina, puii sub aripi, dar voi n-ați vrut. În timp ce Hristos dorea să adune oile risipite, să le îngrijească pe cele bolnave, păstorii sufletești al lui Israel se uitau la Domnul Hristos ca fiind unul care risipea turma, dar nu El o risipea. Frații mei, lucrurile nu s-au schimbat nici astăzi. Știați dumneavoastră că sunt oameni care nu trăiesc decât pentru un singur scop. Acela de a aduce unitate, de a aduce armonie, de a aduce binecuvântare pentru copiii lui Dumnezeu. Însă din motive neștiute de noi, în gelozie și invidie, unii oameni au ajuns să condamne lucrarea lui Dumnezeu. La fel cum lucrarea lui Hristos era condamnată și să o pună pe seamenea dezbinării lucrării lui Dumnezeu. Nu l-ascultați pe X, pentru că dezbină biserica. Nu l-ascultați pe Y, pentru că merge împotriva bisericii. Mă întreb, frații mei, dacă Domnul Hristos nu a trecut prin aceeași experiență. Dar în timp ce știți de ce Domnul Iisus a rostit aceste cuvinte? Pentru că în capitolul 9 din cartea Ioan, un om care era un simbol al condiției laodiciene de atunci și de astăzi, a fost dat afară din sinagogă pe nedrept. I s-a spus, nu mai ai ce căuta în staulul acesta. Nu mai ai ce căuta în această biserică. Și l-au dat afară, l-au exclus, pentru că el îndrăznea să creadă în cuvintele lui Iisus. Și când Domnul Iisus a auzit despre această situație, a adresat aceste cuvinte. Eu sunt păstorul cel bun. Știu că ai fost alungat, știu că ai fost risipit, știu că ai fost îndepărtat, dar să știi că din mâna mea nimeni nu te va smulge. Ascultați ce spune Biblia. Ioan capitolul 9, în contextul acestor cuvinte, eu sunt păstorul cel bun. Ioan capitolul 9, și aș vrea să citim aici, este vindecarea unui orb, dacă vă aduceți aminte.
Ioan capitolul 9 și spune Biblia de la versetul 6. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat și a uns ochii orbului cu tina, cu tina aceasta. Deci avem un om orb care a fost vindecat prin ce remediu? Ce a făcut Domnul Hristos? A scuipat pe pământ, a luat tină sau țărână și a amestecat-o. Și a făcut asemenea unui unguent. A făcut asemenea unei alifii pentru ochi. Deci avem un om orb care avea nevoie de alifie pentru ochi. Și în urma spălării, în cele din urmă a văzut. Dar vedeți ce spune Biblia în versetul 8. Versetul 8. Vecinii și cei ce îl cunoscuseră mai înainte ca cerșetor și cerșea. Stop! Ce fel de om era acesta care era orb? Cerșea. Deci din ce categorie făcea parte? Era bogat sau sărac? Era sărac. Și era și nenorocit. Pentru că un om care nu poate vedea este un om nenorocit. Vă întreb pe dumneavoastră, cunoașteți o biserică care este săracă, oarbă, nenorocită, goală în aceste zile din urmă? Este Laodiceea. Ne este greu de crezut, frații mei, însă vom învăța în sabatul acesta aceeași condiție prezentă în aceste zile din urmă. Era prezentă în zilele Domnului Iisus Hristos. Și omul acesta, orbul acesta, cerșetor, prin vindecarea lui, Hristos dorea să arate ce intenționa să facă pentru tot poporul său care se găseau în această condiție. Dar ei n-au înțeles lucrarea pe care o făcea Hristos. Și când omul acesta s-a fost vindecat de Domnul Hristos, cărturarii și fariseii vremii au spus mai degrabă recunoaștem că omul acesta n-a fost niciodată orb decât să recunoaștem că există putere salvatoare în lucrarea lui Iisus. Biblia ne spune, începând de la versetul, priviți ce spune Biblia, de la versetul 18, iudeii n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea până când l-au chemat pe părinții lui. Și când i-au venit părinții, au întrebat, acesta este fiul vostru care spuneți că s-a născut orb? Cum dar vede acum? Și când au venit părinții, spune drept răspuns, versetul 20, părinții au zis, știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. Dar cum vede acum? Sau cine i-a deschis ochii? Nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă. El singur poate vorbi despre ce îl privește. Oare nu știau părinții cine a dat vederea? Dar vezi ce spune Biblia. Părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei. Căci iudeii hotărâsără acum că dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. Și de aceea părinții, în loc să iau atitudine pentru adevăr, în loc să-L proclame pe Iisus, să-L prezinte pe Iisus ca marele vindecător, care ne poate scoate din condiția aceasta laodiceană, s-au făcut că plouă. S-au făcut că nu știu despre ce se întâmplă. Și atunci s-au mutat de la părinți, s-au mutat la orb. Îi spune Biblia, versetul 24. Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese vorb și i-au zis, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un păcătos. El a răspuns, dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu, că eram orb și acum văd. L-au acuzat pe Domnul Iisus. Aceasta nu este o minune de la Dumnezeu. De ce? Pentru că noi nu îl recunoaștem ca slujitor al lui Dumnezeu. Niciunul dintre mai marii noștri nu recunoaște lucrarea aceasta ca fiind a lui Dumnezeu. Însă acel tânăr, acel om a continuat și a zis, eu una știu, eu am fost orb, dar acum văd. Și dacă citiți cu atenție, de la versetul 33 spune așa, dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic, orbul vorbește. Tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Cuvintele acestea l-au dat afară, nu însemnau că l-au dat afară din clădire. Nu, frații,
a fost exclus. A fost îndepărtat din mijlocul poporului pentru că susținea adevărul lui Iisus. Însă acum Iisus îl întâlnește. Fiți atenți. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns: cine este, Doamne, ca să cred în El? L-ai și văzut, i-a zis Iisus. Cel care vorbește cu tine, acela este. Cred, Doamne. Și i s-a închinat. Iar în contextul acestui tratament, a cărturarilor și fariseilor, care ei stabileau cine este oaie și cine nu este oaie, tu afară, tu stai, tu vorbești pentru noi, ăla nu vorbește pentru noi, tu ne înveți pe noi, cine ești tu să ne înveți pe noi? În contextul acesta, Iisus spune: eu sunt păstorul cel bun. Eu voi fi acela care va judeca în cele din urmă între oaie și oaie. Și voi arăta cu adevărat cine sunt copiii mei cu adevărat. Iar în contextul acestei atmosfere prezentă în zilele Domnului Hristos, în contextul acestei situații, frații mei, Iisus Hristos se prezintă pe El ca fiind păstorul cel bun. Și El spune: dacă un om are 100 de oi și pierde una din ele, oare nu va lăsa el pe cele 99 unde? Pe islaz. Și va merge să caute pe cea care este cum? Pe cea care este pierdută. Vreau să vă uitați cu atenție, mergem din nou în Luca la capitolul 15. Și am vrea acum în câteva momente să prezentăm trei aplicații ale acestei parabole pentru timpul nostru în care trăim. Luca capitolul 15 și vrem să citim împreună de aici, de la versetul 4. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? 100 de oi, una este pierdută. Însă păstorul, uitați-vă dumneavoastră, el se hotărăște să nu dedice timpul și efortul celor 99 care se găsesc, spune pasajul, pe islaz. Păstorul spune, ele se află aici. Poate vă întrebați dumneavoastră ce este acela un islaz. Mergem în cartea Țefania la capitolul 2. Pentru că Biblia ne spune, păstorul a zis în parabolă, acestea rămân aici. Eu trebuie să mă duc după cea care este cum? Pierdută. Luca, capitolul 15, am citit. Acum mergem în Țefania, la capitolul 2. Țefania, capitolul 2. Și vrem să citim de aici, de la versetul 6. Ascultați ce spune în Biblie. Pagina 905, pentru cei care n-ați mai găsit de mult cartea Țefania, Vechiul Testament. Spune așa: malurile mării vor ajunge islazuri de pășunat, locuințe pentru păstori și târle de oi. Malurile acestea vor fi pentru rămășițele casei lui Iuda. Acolo vor paște și se vor odihni seara, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci islazurile reprezintă un loc de pășunat. Acolo este hran. Islazurile reprezintă un loc unde turma poate să șadă, unde se poate odihni. Este un loc de siguranță, este protecție. Acolo există siguranță pentru oi. Dar în parabolă, păstorul spune, este timpul să mă duc după oaia pierdută. Nu pot rămâne aici cu cele 99 de oi care au hrană, care au belșug, care au apă la dispoziție, care sunt în siguranță, care au teren de pășunat. Trebuie să mă duc să o caut pe cea care este cum? Frații și surorile mele, să înțeleg eu din această parabolă că Dumnezeu ne arată unde ar trebui să fie depus efortul și munca păstorilor spirituali, ba chiar a fiecăruia dintre noi astăzi. Spuneți-mi și mie, păstorul a luat hotărârea de a rămâne cu cele 99 sau de a merge după cea care era pierdută, rătăcită? După cea pierdută, rătăcită. Oile acestea sunt un simbol al sufletelor oamenilor. Și de aceea Dumnezeu ne conștientizează pe mine și pe noastră, în primul rând pe mine ca slujitor al Evangheliei.
pe pastori, pe evangheliști, pe misionari. Dumnezeu ne spune, lucrarea voastră numărul unu nu este lucrarea de întreținere a unor oameni care au pășune, a unor oameni care stau pe islaz, a unor oameni care au un loc unde se odihnească, au apă, au pășune spirituală, au un loc de siguranță. Lucrarea numărul unu nu este lucrarea de întreținere a bisericilor. Lucrarea aceasta este o lucrare în care trebuie să fie angajați prezbiterii bisericii. Dar lucrarea unui evanghelist, lucrarea unui păstor, lucrarea unui misionar este de a merge și de a căuta oile care sunt cum? Pierdute și care strigă după ajutorul lui Dumnezeu. La noi nu este așa. Eu nu vorbesc, frații mei, despre ce se întâmplă în această dominațiune, ci vorbesc despre ce se întâmplă în creștinism în general, unde bisericile sunt mari, în acele comunități de unde vin mijloace financiare mari, predicatorii nu fac nimic altceva decât muncă de întreținere, ca nu cumva cineva să se supere, ca nu cumva cineva să se, să, cum să zic, să reacționeze în mod greu și facem acolo, trimitem un bun vorbitor, trimitem cineva care să aibă grijă să susțină turma, dar prea puțin timp sau deloc este dedicat în salvarea oilor care sunt pierdute. Și care behăie și țipă și strigă pentru că sunt pierdute și nu pot face nimic în lumea aceasta. Iubiții mei, frați și surori, vă întreb în această dimineață pe mine și pe dumneavoastră. Cât timp dedicați dumneavoastră pentru lucrarea din afară, nu în lucrarea asta aici de pe islaz? Cât timp dedicăm noi pentru a căuta acele oi pierdute, deznădăjduite, care pierd în lume și strigă după ajutorul nostru? Aceasta este lucrarea prezentată în Biblie. Lucrarea pe care o face bunul păstor. Cine este bunul păstor? Este Domnul Iisus Hristos. El e exemplul nostru al tuturor. Iar oaia aceasta, rătăcită, pierdută, reprezintă în primul rând indivizii, sufletele. Mă reprezintă și pe mine și pe tine sufletele pentru care Domnul Hristos a depus orice efort pentru mântuirea noastră. Biblia spune în cartea Isaia, capitolul 53, versetul 6, zice, fiecare rătăceam ca niște oi pe drumul lui. Psalmul 119, cu versetul 176, spune, ca o oaie rătăcită departe de tine. Și fiecare dintre noi suntem asemănați cu această oaie. Sunt oameni care au cunoscut bunătatea păstorului. Au fost lângă păstor și au ales de bună voie să plece de lângă Dumnezeu. Și cu toate acestea, inima lui Dumnezeu n-a plecat de lângă ei. Și păstorul cel bun, spune Biblia, lasă cele 99 de oi și se duce să caute oaia pierdută. Depune orice efort. Observați dumneavoastră în această parabolă, Dumnezeu ne arată foarte clar că pentru El orice suflet este valoros. Uitați-vă ce spune parabola. Parabola spune așa. La început erau 100 de oi. Dar una s-a rătăcit. Vorbim despre cineva care a fost cândva membru în biserică. Vorbim despre cineva care cândva a mâncat din pășunea spirituală, a băut din apa spirituală, a stat în prezența păstorului, a auzit glasul, era în părtășie cu celelalte oi. Din motive neștiute de noi a plecat. Și Dumnezeu ne prezintă că o lucrare în care este angajat păstorul adevărat este și în lucrarea de a căuta pe cei care au fost cândva în rândul poporului Dumnezeu și care au nevoie să fie aduși înapoi. Cât timp dedicăm noi unei astfel de lucrări? Fratele meu, nu te-am mai văzut la biserică. Știți ce se întâmplă? În acest război spiritual în care noi ne aflăm, știți, în război, pentru cei care ați făcut armata, în război există o companie sau există un, să zic așa, o grupă, să folosesc un termen mai simplu,
a unor oameni care au o însărcinare deosebită, aceea de a aduce răniții de pe câmp, a aduce înapoi în tabără. Cum se numesc aceștia? Infirmieri, da? Să spun așa, sanitari, cei care au responsabilitatea aceasta de a îngriji. Și este încheiat un acord, aș putea spune, între armate când se luptă, ca să nu împuște, să nu vatăme pe cei care caută salvarea camarazilor lor de război. Asta se întâmplă într-un război. Când am pușcat cineva pe fratele tău în război acolo și tu ești responsabil, ești medic, ești asistent medical, ești cel care aleargă, te duci cu targa, îl iei pe fratele, îl pui acolo, te miști repede ca să-i salvezi viața, îl aduci înapoi în tabără, dacă este sănătos, ce se întâmplă? În război este trimis din nou pe front, dacă mai poate lupta. Dacă nu, este trimis acasă. În războiul acesta spiritual, știți cum se întâmplă la noi? În momentul în care cineva este împușcat spiritual, cineva a căzut spiritual, s-a întâmplat ceva cu el și a căzut în ispită, noi, frații, în loc să mergem să-l ajutăm, să-l punem pe targa spirituală, să încercăm din răzputeri să-l aducem din nou în mijlocul copilului Dumnezeu, scoatem pistolul spiritual, mai împușcăm și noi de câteva ori. Să ne asigurăm că e mort. Pentru că la noi, odată bețiv, ești pentru totdeauna bețiv. La noi, dacă cumva cineva a curvit, e toată viața curvar. Dacă la noi cineva a furat, toată viața lui va fi un hoț. Dacă la noi cineva a îmbrățișat o învățătură nesănătoasă, mai târziu, chiar dacă îi pare rău, toată viața este etichetat ca fiind așa. Dar nu aceasta este atitudinea bunului păstor, frații mei. Și gândiți-vă dumneavoastră dacă Domnul Hristos ar fi reacționat așa cu Maria Magdalena. Și spune, Marie, îmi pare rău, dar de acum înainte tu nu vei mai putea face lucrarea mea. Că ai făcut atâtea cât ai făcut. Petre, nici pentru tine nu mai este loc, nici pentru tine, David, și lista poate continua mai departe. O, frații mei, sunt suflete care zac. Eram de curând aici în zonă, ultima dată când am fost la dumneavoastră și am vizitat un frate care a fost membru în biserică. N-am să vă spun problema pe care el o are, dar într-o ocazie de oră de rugăciune, la ora de rugăciune venind în biserică, plângea cu lacrimi în hohote în biserică, implorându-i pe frate să aibă milă de el. Omul acesta nu mai este membru al bisericii. Și nu sunt în poziția de a decide dacă s-a făcut bine sau s-a făcut rău. Dar ar fi bine să ne întrebăm. Noi simt oamenii aceștia care au păcătuit, care au greșit, care au trebuit să suporte chiar niște hotărâri disciplinare. Da, e bine. Simt oamenii aceștia mai multă iubire din partea noastră? Sau i-am uitat cu totul? Nici nu știm de ei. Nici nu interesează ce se întâmplă cu ei. Mai știm ceva de ei. Eu citesc în Biblie că bunul păstor, oaia aceasta care cândva fusese lângă el și s-a rătăcit, s-a dus după ea și a căutat-o pentru ca să fie salvată. Atât de prețios este fiecare suflet înaintea lui Dumnezeu. Frații și surorile mele, Domnul Iisus Hristos ne prețuiește pe fiecare. Domnul Hristos și-ar fi dat viața pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu n-a așteptat să păcătuiască Andrei Orășanu ca apoi să se hotărască să moară pentru lume. Știți când s-a pus în aplicare planul de mântuire? Imediat ce primul om a păcătuit. Prin aceasta Dumnezeu arătând că El este dispus să moară pentru un singur om. Înțelegi tu și cu mine că Dumnezeu nu-și poate imagina cerul fără tine. Atât de mult ne iubește Dumnezeu. Dați-mi voie să vă citesc din această carte extraordinară, Parabole Domnului Iisus Hristos. La pagina 284, pagina 184, îmi cer iertare, 184, 187 este capitolul acesta, se numește Acest om primește pe păcătoși. Am vrut să vă citesc despre oaia pierdută. În această parabolă, păstorul pleacă în căutarea unei singure oi, tocmai cea mai neînsemnată oaie din turmă. Tot astfel,
Chiar dacă ar fi existat doar un singur suflet pierdut, Domnul Hristos ar fi murit pentru el. Oaia care s-a rătăcit de turmă este cea mai neajutorată dintre toate creaturile. Observați, oaia aceasta, când avem oameni, specialiști în mijlocul nostru care lucrează cu astfel de animale, și frații mei, vă închipuiți, când s-a pierdut, știți cum face? Begăie, țipă, strigă, pare atât de neajutorată, nu poate face nimic. Nu poate face. Uitați-vă noastră, își recunoaște starea că e pierdută. Oaia, înțelegeți, sunt pierdută. Dar nu poate găsi drumul spre casă singură. Și are nevoie de intervenția cui? Are nevoie de intervenția bunului păstor. Parabola aceasta ne arată că primul pas în efortul pentru mântuirea noastră nu îl facem numai noi. Noi behăim și stăm acolo într-o stare deznădăjduită. Dar dacă n-ar fi Dumnezeu, dacă n-ar fi bunătatea Lui, dacă n-ar fi dragostea Lui, niciunul n-am fi fost salvați. Și din ce am citit eu ultima dată în Biblie, când Adam și Eva au păcătuit, nu Adam și Eva l-a căutat pe Dumnezeu. Ajutați-mă noastră. Cine? Adame! Unde ești? Unde ești? Oaia pierdută. Priviți ce spune aici. Oaia care s-a rătăcit de turmă este cea mai neajutorată dintre toate creaturile. Totuși ea trebuie căutată de păstor. Deoarece singură nu poate găsi calea de întoarcere. Tot așa este și cu sufletul care s-a rătăcit departe de Dumnezeu. El este atât de neajutorat ca oaia pierdută și dacă iubirea divină nu ar fi venit să salveze, nu și-ar fi găsit niciodată drumul înapoi spre Dumnezeu. Este cea mai mare erezie. Este atât de otrăvitoare învățătura aceasta că noi putem birui prin puterea noastră. Că noi putem să venim la Dumnezeu prin eforturile noastre. Dacă Dumnezeu nu este Cel care lucrează, noi nu putem face nimic. Și Dumnezeu este Cel care ne caută pe fiecare dintre noi. Păstorul cel bun, care își riscă viața pe povârnișurile acelea abrupte pentru a găsi oaia pierdută. Păstorul acela, cum spunea Iacov, noaptea, zice, înghețam, tremuram de frig, ziua mă topeam de căldură. Toate aceste condiții, păstorul cel bun, le îndură pentru ca să salveze un singur suflet. Noi ce îndurăm, frații mei? Ce suntem noi dispuși să îndurăm pentru salvarea celor care zac într-o condiție deznădăjduită a lumii acestea? Și nu uitați, în această parabolă, Domnul Hristos nu făcea nimic altceva decât cu ochii în lacrimi să transmită un apel către inima cărturarilor și fariseilor. Păstori sufletești care ar fi trebuit să învețe de la păstorul cel bun, Domnul Iisus Hristos. Și prin această ilustrație, Iisus le arăta cât de departe sunt ei de modelul divin, cât de puțin efort depun ei pentru cei care sunt pierduți. Iubiții mei, frați, trăim într-un timp în istoria acestui pământ că nu mai avem curajul să spunem nimic la nimeni. Nu mai spune nimic la nimeni. Ne doare ceva, nu mai spun, nici nu mai deschidem gura. Trecem printr-o suferință, printr-o problemă, nu mai zicem la nimeni nimic. Nu mai îndrăznim să spunem nimănui nimic. Suntem atât de dezamăgiți de oameni, ba chiar și de păstori sufletești, indiferent ce nume ar avea aceștia, încât am ajuns să spunem, Doamne, eu cu ale mele și atât. Dar Dumnezeu nu ne cheamă să procedăm așa, frații. Dumnezeu ne cheamă să copiem viața bunului păstor. Oaia aceasta pierdută mă reprezintă pe mine și pe tine. În același timp, această oaie pierdută este un simbol al lumii noastre. Singura din tot universul acesta care a ales să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Știți că Biblia spune foarte clar că în afară de planeta Pământ, Dumnezeu a creat și alte lumi care au ales să rămână în ascultare de partea lui Dumnezeu. Dați-mi voie să citim din Biblie. Haideți să dovedim acest lucru cu Sfânta Scriptură pentru aceia care ne ascultă în această ocazie.
În cartea 1 Corinteni, la capitolul 4, vom citi câteva pasaje. 1 Corinteni, la capitolul 4, Apostolul Pavel notează următoarele. Priviți ce spune Biblia. Vreau să vă spun că tot ceea ce se întâmplă astăzi pe pământul acesta este urmărit cu atenție de întreg universul. Tot universul privește la deciziile pe care noi le vom lua pentru Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu. Priviți ce spune Biblia. Cartea 1 Corinteni, capitolul 4, vrem să citim de la versetul 9. Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, și ascultați, căci am ajuns o priveliște. Cuvântul priveliște aici în greacă este cuvântul teatron. De unde apare cuvântul acesta teatru sau piesă de teatru. Noi suntem asemenea unei piese de teatru, unei scene la care fiți atenți și ne privesc. Pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. Pentru oameni, planeta Pământ. Pentru îngeri, îngeri. Dar ce a vrut să spună Pavel când a zis pentru lume? El avea în vedere celelalte lumi necăzute în păcat. Cartea Iov prezintă faptul că la un moment dat, într-o întâlnire sus în ceruri, fiii lui Dumnezeu au venit și s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu. Și la această întâlnire, ca reprezentant al pământului, ar fi trebuit să vină fiul lui Dumnezeu Adam, Luca 3 cu versetul 37. Dar datorită păcatului, stăpânirea care o primise Adam asupra pământului a fost dată cui? Diavolului. Și ca reprezentant al pământului la acea întâlnire cu fiii lui Dumnezeu în ceruri, a venit Satan ca reprezentant al pământului. Cartea Iov, capitolul 38. Fiți atenți ce spune Dumnezeu lui Iov despre crearea pământului. Ce s-a întâmplat la crearea pământului? Psalmul, am zis Iov, capitolul 38. Îmi cer iertare. Iov 38. Vrem să citim de aici, de la versetul Iov, capitolul 38. Și vrem să citim de la versetul 1. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și i-a zis: cine este cel ce mi-ntunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Încingeți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine a hotărât măsurile, știi? Cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine a pus piatra din capul unghiului? Și acum ascultați ce întreabă Dumnezeu pe Iov. Atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de... Aici Dumnezeu îl întreabă pe Iov: unde ai fost tu când am creat pământul? Unde ai fost tu când eu am pus, când am creat lumea aceasta? Unde ai fost tu când la momentul creațiunii pământului stelele lui Dumnezeu izbucneau în cântări de bucurie, făcându-se referire la îngeri? Apocalipsa 1 cu versetul 20. Și când fiii lui Dumnezeu izbucneau în cântări de bucurie, deci în timp ce pământul era creat, fiii lui Dumnezeu, e vorba de lumile necăzute în păcat, izbucneau în cântări de bucurie. Și din toate aceste lumi necăzute în păcat, una singură a ales să meargă împotriva Creatorului. Și păstorul cel bun a părăsit nu cele 99 de planete, pentru că acela este doar un număr folosit în parabolă, a părăsit milioanele și miliardele și nu știm noi cât de lumi pentru ca să salveze planeta Pământ. Și Dumnezeul Cerului, Dumnezeul Universului s-a pogorât. El, Creatorul, s-a pogorât și s-a făcut rob și ascultător până la moarte. A lăsat privilegiile și gloria Cerului pentru ca planeta aceasta să fie salvată. Pentru cei care aveți posibilitatea și știu că aveți posibilitatea, mergeți acasă și pe internet, pe YouTube în mod special, scrieți, sunt programe care prezintă diferența dintre planeta Pământ și planetele care sunt descoperite acum în sistemul solar.
Și veți vedea, frații mei, că la un moment dat planeta Pământ ajunge să fie asemenea unui bob de nisip în comparație cu planete care există în sistemul nostru solar, în galaxia aceasta și în universul acesta creat de Dumnezeu. Praf. Și numai când privești, asta este dintr-o perspectivă a ceea ce prezintă oamenii de știință și lumea, realizezi că Dumnezeul acela care a creat totul s-a smerit să salveze praf. Să salveze singura planetă care a ales să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Iubiții mei, frați, ce dragoste are Dumnezeu față de noi. Și bucuria, știți care este? Bucuria este că această planetă care a ales să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu va ajunge capitala Universului. Înțelegeți aceasta? Cartea Apocalipsă spune că Dumnezeu va locui cu omul. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Această planetă va ajunge capitala Universului. Vă imaginați dumneavoastră ce privilegiu? Vă imaginați dumneavoastră că Domnul Iisus Hristos va avea pentru veșnicie chip omenesc, va rămâne în trupul acesta omenesc de-a lungul veșniciei și se va identifica cu oaia pierdută, pentru care a fost dispus să-și dea toată viața, pentru ca această planetă să fie salvată. Haideți, fraților, să facem ceva pentru sufletele din jur. Haideți să mergem să căutăm pe cei pierduți. Nu putem, frate, că avem de lucru. Noi nu spunem că avem ceva rău de făcut. Noi nu spunem că suntem angajați în niște activități păcătoase, nu. Noi spunem că nu avem timp, nu putem. De ce? Pentru că suntem ocupați cu lucruri bune. Vă întreb pe dumneavoastră acum. Domnul Hristos în cerul era ocupat cu lucruri bune sau cu lucruri rele? Domnul Hristos când a ales să vină să salveze oaia pierdută, a lăsat lucruri rele sau lucruri bune? Lucruri bune, frații mei. Lucruri bune, a trebuit să lase adorarea îngerilor. A trebuit să lase strălucirea tronului ceresc. A trebuit să renunțe la multe privilegii pentru ca să vină după oaia pierdută. Și gândiți-vă dumneavoastră, cum a fost tratat Domnul Iisus Hristos? Cum a fost tratat păstorul cel bun? Priviți ce spune cartea Marcu la capitolul 14. Marcu capitolul 14. Păstorul cel bun vine să caute oaia pierdută. Și cum întâmpină oamenii păstorul cel bun? Marcu capitolul 14. Și vrem să citim împreună de la versetul 26. Suntem în grădina Ghețeman. Priviți ce spune bine. Marcu 14, de la versetul 26, Biblia spune. După ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele măslinilor. Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de potignire, pentru că este scris, voi bate păstorul și oile vor fi. Despre ce păstor era vorba? Despre el însuși. Să te duci să salvezi pe cineva și în schimb să-i bătaie. Să te duci, să te sacrifici pe tine pentru mântuirea celor din jur și în schimb să fii scuipat. Hristoase, prorocește-ne, cine te-a lovit? Ha, 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 și hi, și cu toate acestea, păstorul cel bun avea o misiune. El avea în vedere oaia cea pierdută. Și cu prețul vieții sale, cu cele mai mari riscuri, cu riscul de a se pierde această bătălie între bine și rău, Hristos a mers până la capăt pentru ca oaia pierdută, această planetă, tu și cu mine, să putem avea speranță. Frate, m-am săturat. Vrei să faci binele și oamenii aruncă cu pietre în tine? Vrei să predici adevărul și oamenii te persecută? Vrei să faci lucrarea lui Dumnezeu și ți se caută fiecare chichiță și fiecare problemă? Ești acuzat de cele mai rele lucruri. Domnul Iisus Hristos spune, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Frații mei, nu este timpul să dăm înapoi deloc.
Este timpul să mergem doar înainte. Și numai în momentul de la sfârșit vom avea și noi bucuria despre care vorbește parabola. Pentru că în parabola aceasta se spune că în timp ce oamenii descriși de cărturari și farisei stăteau cu inima împietrită, n-aveau nici cea mai mică intenție de a ajuta pe vame și pe păcătoși, îngerii din ceruri plâng. În timp ce oamenii sunt în această condiție pierdută și la fel îngerii din ceruri se bucură când în cele din urmă cei mântuiți vor fi salvați. Un singur păcătos, un singur suflet este atât de prețios înaintea lui Dumnezeu. Te vezi tu în această dimineață așa, fratele meu și sora mea? Înțelegi tu sacrificiul pe care l-a făcut Dumnezeu pentru tine? Înțelegem și noi că asemenea bunului păstor, la fel va trebui să lucrăm și noi. Atât pentru cei care sunt din lume pierduți, cât și pentru cei care au fost cândva în biserică și sunt departe de Dumnezeu, cărora trebuie să li se amintească că inima Tatălui nu este departe de ei. Inima Tatălui este în continuare aproape. Mi-a fost dat să văd oameni care sunt atât de prinși în lanțul păcatului încât sunt la capătul puterilor. Am un prieten pe care îl iubesc din toată inima. Nu este membru în Biserica Adventistă. Mama lui a fost în Biserica Adventistă. A murit mama cu rugăciuni pe buze, îndemnându-și copiii să-L cunoască pe Dumnezeu. Un om bun. Însă fiul ei, omul acesta, a ajuns într-o situație deznădăjduită, legat de consumul de alcool. Și m-am hotărât împreună cu familia, cu colegii mei la școala misionară și am zis, haide să-l ajutăm, pentru că piere. Și am zis, vină la noi. Uite, îți dau niște responsabilități. Vreau să te ajut, vină la noi. Și a stat o lună, două, trei, patru, cinci. N-a pus niciun strop de alcool în gura lui, nimic. Și vreau să vă spun că la un moment dat îmi spune, frate Andrei, știți, ar trebui să plec până acasă. Dar eu înțelegeam deja. Tremura. Și am zis, fratele meu, nu te du. Hai să ne rugăm. Dar nu am să fac nimic. Zic, nu te du. Și se ducea. Trebuia să mă duc după el din șans să-l scot. Trebuia să mă duc după el să-l aduc. Se nenorocea, înțelegeți? Și am zis, Doamne, acum înțeleg mai bine parabola aceasta despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Și omul cu lacrimi în ochi își recunoștea starea și spunea, uite, fă o hârtie pe care să o semnez. Fă o hârtie să o semnez, eu să o semnați voi. Că dacă mai fac vreodată în viața mea așa ceva, în veci n-am să mai pun piciorul aici. Fă o hârtie. Și nu era conștient. Chiar dacă o faci, el tot avea să cadă. Și am zis, uite, hârtia aceasta n-are nicio valoare. Numai Dumnezeu te poate ajuta. Unde sunt acei oameni, frații mei, care să meargă după sufletele acestea pierdute? Unde sunt acele inimi care să simtă cu cel descurajat, deznădăjduit? Suntem atât de confortabili în situația noastră. Ne-am obișnuit aici pe islaz. Cu pășunea noastră și cu apa pe care o călcăm în picioare adesea, cu pășunea pe care o călcăm în picioare adesea, în timp ce suflete din jurul nostru sunt pierdute. Veneam de la Făgăraș cu mașina în drum spre casă și la un moment dat, la marginea drumului, un băiețel îmi face semn și face disperat cu mâna. Pentru că eram într-o intersecție și a trebuit foarte repede să miș mașina din loc. Când am trecut prin dreptul lui, mașina deja avea viteză și am trecut pe lângă el și oarecum am zis, cum să mă mai întorc înapoi acum? Mergând așa cu mașina, Duhul Sfânt îmi spune, predicatorule, n-ai predicat acum recent, când treci cu mașina pe lângă cineva, oprește-te.
Am pus frână, m-am asigurat din toate părțile, a trebuit să întorc mașina, bine. Am întors mașina, n-am oprit în dreptul lui pentru că n-aveam unde și l-am claxonat. Când m-a văzut, într-o goană spre mine. Avea o pungă albă în mână, un băiețel, un țigănuș, copila lui Dumnezeu și el. Asta pentru cei care ne gândim că maghiarii sau românii sau eu știu ce nație am avea, suntem mai privilegiați înaintea Dumnezeu. O, frații mei, departe. Și a aruncat băiețelul acesta în mașină. Și s-a prezentat, mă cheamă Marius. Zic, de unde vii, Marius? Zic, nene, vin de la spital, de la mama mea. Zic, dar ce s-a întâmplat cu mama? Zic, mama are apă la plămâni. Am fost să-i duc ceva de mâncare la mămica mea. Zic, mă așteaptă frații mei acasă, mai am 6 frățiori și trebuie să mă duc să le fac de mâncare. Și în timp ce mergeam, vorbeam cu el, discutam și i-am zis, măi Marius, ia spune mie, câți ani ai? Zice, 14 ani. Zice, fumezi? Nu fumez, nene. Zic, de băut bei? Nu beau. Zice, mama e pocăită. Noi nu bem, nici nu fumăm. Zice, dar unde mergi la biserică? Zice, uite, noi ne ducem duminica la biserica, la Pentecostal. Și acolo învățăm din cuvântul lui Dumnezeu, noi suntem pocăiți. Și el se uită la mine și spune, dar și tu ești pocăit, așa-i? Și am zis, știi ce înseamnă pocăit? Zice, da, nu bei, nu fumezi, nu asculți muzică din asta, așa, nu. Am zis, așa este, dar e ceva mai mult. A fi pocăit înseamnă să trăim viața lui Iisus. Soția mea de acasă mi-a pus niște cornuri pregătite de ea și a zis, Andrei, oprește-te și mănâncă, că ai nevoie să și mănânci. Și în timp ce stăteam de vorbă cu el, mi-am adus aminte, zic, numai decât trebuie să-i dau cornurile acestea. Primisem o sticlă de ulei de la cineva, ulei presat la rece, bun, zic, gata, și sticla asta eu dau. Aveam și niște cartofi, niște ceapă, zic, și pe asta le dau când coboară din mașină. El se uită la mine și spune, nene, te rog frumos, nu pot să mă ajut și pe mine să cumpăr niște pâine și niște cartofi pentru frații mei acasă. Și i-am zis, uite, eu bani nu-ți dau. Dar tu știi unde e magazinul la tine în sat? Știu. Uite, acolo oprim. Am oprit mașina în fața magazinului și el spune, eu nu pot să intru că n-am mască. Zic, nu, tu intră cu mască, eu intru fără mască. Și a intrat el cu mască. Și i-am zis, uită-te aici în magazin, de ce ai nevoie acasă? Și doamna îl cunoștea pe băiatul acesta. Când l-a văzut, băiatul nici n-a stat. A văzut acolo niște baxuri cu apă minerală, ceva care trebuia aranjat. Le-a luat repede. Unde să le duc? Unde să vă ajut? Se vedea că nu e un puturos, un leneș care profită. Am luat cartofi, am luat pâine, am cumpărat niște borcane cu zacuscă, cu una, cu alta. Am făcut așa o plasă mare. Doamna de acolo zice, dar îl cunoaște? Zic, nu-l cunosc. Dar ce face? Zic, vreau să-l ajut. Am ajuns în dreptul casei lui, a zis, nu puteți merge cu mașina mai departe, că nu mai ieșiți de aici. Mi-a spus cum îl cheam, mi-a spus cum se numește familia lui. Frații mei, am văzut în momentul acela, încă o dată, cât de mulți oameni sunt în lumea noastră care au nevoie de ajutor. Aș fi putut trece ca vântul pe lângă mâna aceea care îmi făcea disperat. Domnul Hristos n-a trecut pe lângă noi. Închei citindu-vă un pasaj din 1 Petru la capitolul 5. Vie ca pasajul acesta să rămână în inima noastră, pentru că la fel ca bunul păstor și noi suntem chemați să trăim viața pe care El a trăit-o. Și să pornim și noi cu aceeași râvnă și cu aceeași iubire pentru sufletele care sunt în jur și care au nevoie de ajutor. 1 Petru capitolul 5 și aș vrea să citesc de aici de la versetul 1. Sfătuiesc pe prezbitere. Pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie. După voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lăpădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pildă turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji
a slavei. Mesajul acesta este îndreptat în mod special liderilor bisericii, dar nu numai. Dumnezeu spune, păstoriți turma lui Dumnezeu, nu pentru câștig, nu ca să câștigați ceva, nu cu stăpânire. Ai auzit ce am zis? Ca mine și ca nimeni. Nu așa, frații mei. Ce spune Biblia? Cu lepădare de sine, cu sacrificiu, păstorul cel bun își dă viața pentru oile lui. El nu poate dormi noaptea gândindu-se ce poate face pentru familia X și pentru familia Y, ce poate face pentru sufletele acelea care au nevoie de ajutor. Și spune Biblia, când va veni păstorul cel mare, va răsplăti fiecăruia și va da o cunună care nu se poate veșteji. Și atunci se vor împlini pe deplin cuvintele rostite de Domnul Iisus. Vă spun că va fi mare bucurie în ceruri pentru un singur păcătos care se pocăiește. Când Domnul Hristos cu ungerii sfinți se va înălța de pe pământul acesta și vom ajunge înaintea porților noilor Ierusalim, cuvintele din Psalmul 24 se vor împlini încă o dată. La fel cum s-au împlinit la momentul înălțării lui Iisus la cer, când îngerii din cetate vor striga, porți, ridicați-vă capetele ca să intre împăratul slavei. Și cei dinăuntru vor întreba, cine este acest împărat al slavei? Și va fi un dialog spre slava lui Dumnezeu. Și apoi vor intra în cetate sfinții mântuiți. Și atunci vom vedea bucurie. Când vor veni vecinii și prietenii și frații din biserică care au fost readuși la Dumnezeu și îți vor mulțumi. Fratele meu, dacă nu erai tu, aș fi fost pierdut. Să ne ajute Domnul Hristos să copiem viața Lui și să ne asemănăm și noi cu păstorul cel bun. Amin? Amin. Înainte de a intra într-o scurtă pauză în această dimineață pentru următorul serviciu divin, aș vrea să ne rugăm. Dacă sunt motive deosebite de rugăciune în această dimineață pe care să le aducem înaintea Domnului, v-aș invita să le spunem, pe cele care le putem spune, și apoi ne vom ruga împreună. Avem motive deosebite pentru rugăciune în această dimineață de prezentat Domnului? Da, frate George. Mai mare a trecut printr-o tragedie, a murit o fată și în stare critică. Și ieri a murit un frate de-al nostru accidentat în Madrid, a căzut de pe scheră și pentru familia aceasta. Sunt din Republica Moldova și cu ei am deschis o biserică, nu știu dacă ai fost, la Guadalis, de la Sfera. Da. Multă tragedie și multă durere, fraților. Multă durere. Da, ne vom ruga pentru familia fratelui George, pentru fratele lui, pentru pierderea care a fost suferită.